Se aude? Salut! Hei! Salut! Ce faceți? Super! Entuziasmant! Mă bucur că sunteți aici. George! Și... Nu te auzi, mai George! Acum se aude? Acum? Nici acum? Acum, da! Acum se aude? Super! Na, e greu. E de la greutate. Și... Na, sper să vă placă, așa cum e el. Asta e forma mea finală. Și, na, dacă ascultați muzică la radio, n-are ce să vă supere la un comedian de carton. Evident că nu o să recunoașteți acum că faceți asta. Și câteva reguli înainte să începem. Dacă vă vine să râdeți, râdeți. Ar fi chiar minunat, altfel trebuie să punem aplauzele și râsetele de la trăzniții NATO. Super, bravo! O să veniți cu chitanțierul la final. Dacă vă vine să micționați pe parcursul show-ului, o să vă rog să coborâți pe unde ați urcat, să ieșiți, să o luați spre Sibiu și să întrebați la bar cum să ajungeți undeva unde să vă puteți elibera de... Na, cele omenești. Vorbiți-mi un pic despre voi, adică... Hai să ne cunoaștem mai bine. Eu zic că e de toți banii. Vă e foame. Na. Nici și mie, de-aia mă las. Bine, oameni buni, pe am vrut să mă vedeți în cea mai bună forma mea. Merg la sală de ceva timp, mi-am luat abonament la Work Class și asta se întâmplă când ești plinuță. Aici o să ajungeți cu toatele. O să vă plimbe un bărbat prin locații, ceea ce deja se întâmplă, dar sunteți grase. Și, fără alte cuvinte, o să urmeze, na, atât cât s-a putut, mândria familiei. Încă nu mi-au spus că sunt fiat, dar pentru voi urmez eu. Mulțumesc frumos! Mulțumesc fabricii de pastile care a asigurat muzica de intro pentru momentul ăsta. Sper că ați băgat ce trebuie. Salut, mulțumesc frumos că ați venit. Arătați super cu toții. Yay! Hai, face selfie-uri, check-in-uri. Yay! Suntem atât de hipster. Băi, vă mulțumesc frumos că ați venit la un spectacol de 3,80 lei. Știu că unii dintre voi ați spus: vai, George, tu meriți chiar 4 lei. Da. Da. E cam ăsta e nivelul, ca să vă dați seama. Hai un euro. Hai un euro. Na? Unii m-au întrebat de ce 3,80 lei și trebuie să vă spun adevărata poveste a acestui preț extraordinar. La un moment dat pe Facebook, chiar de curând, mi-a scris un băiat că atâta valorează glumele mele și știm cu toții că ce scrie pe Facebook e adevărat. Un tip a spus că m-a mai curvă și zis, ok, doar că e cea mai proastă, stă cu același client de 25 de ani și asta e... De asta zic, tot ce scrie pe... Plus că mi s-a părut foarte interesant că de obicei când vrem să spunem ceva de rău despre ceva, spune, băie, de 2 lei, dar băiatul ăla a stat să calculeze că glumele mele valorează 3,80 lei. Adică probabil a ținut cont de robor, de curs leu euro. Și zic, nu, asta e tot. Da.
Și de-aia ne aflăm astăzi aici spre a încununa poate ultimul meu show de stand-up. Nu, nu, încetați, mai George, mai fă, nu. Știu că la show-urile de 25 de lei n-a venit nici dracu, adică întotdeauna a născut bunica cuiva, a murit un cățel. Băi, și așa mult aș vrea să fumez, dar nu se poate. Vreau să aplaud de cine-i fericit că... Nu, cine-i nervos... Stai. Vreau să aplaud de cine-i nervos pe legea antifumat. Ok. Supărat, mâhnit. Bun. Da, e normal, adică ce dracu, nu mai poți să mergi într-un loc să faci cancer. Înainte, na, aici. Cancer, sifilis în baie, acum doar sifilis, dar nu merge. Și pentru mine a fost un șoc când s-a băgat legea antifumat, pentru că intram în locație și eram, ce e ăsta? Oxigen? Arde! E oribil! Și nu, e enervant să nu mai poți fuma în locație, cumva își pierde tot farmecul. Acum chiar vezi oamenii urâți. Înainte era o pâclă de fum și era mai ok. Dar eu și încerc să mă las. Eu fumez, înainte fumam când făceam stand-up. Fumam pe scenă pentru că îți dă un alt aer când fumești și faci stand-up. Nu știu dacă azi... Și nu neapărat la stand-up, funcționează la orice. Și dacă ești cântăreț și dacă ești actor. Băi, când te urci pe scenă și bați țigara în gură și o aprinzi, sunt toate tipele. Ia uite, tipul ăla face ceva interesant. Da, cancer. Așa, un aer mai profund. Dar am încercat să mă las de fumat. Am încercat prietena să mă lase de fumat ca să nu mai fumez țigările. Asta e nivelul de grijă. Și la un moment dat a venit cu tot felul de idei foarte revoluționare. George! Pui țigara în gură și nu o aprinzi. Băi, ce idee bună, în seara aia ne-am pus în pat, mi-am pus prezervativul și ne-am culcat. Și a te lași de tot. Da. Și mi se pare o chestie foarte interesantă la prezervative. Aș vrea să fac această scurtă paranteză. În primul rând, știți cum mi se spune popular prezervativului? Nu folosiți sau? Aveți un aer pozitiv. Am și mai rele. Nu ăsta, mă. Popular prezervativului, dacă ați auzit, îi se spune căciuliță. Ceea ce mi se pare cea mai proastă poreclă pentru un prezervativ, pentru că, băi, căciulița e ceva ce pui pe vârf. Prezervativul e mai mult un fel de parpalac cu glugă. De-aia te simți dubios când îl porți, te simți ca aia care stau în fața grădinilor. Ei, ia uite, parpalac cu glugă. Vreau să întreb doamnele și domnișoarelor o chestie. Doamnelor, domnișoarelor, vi s-a părut vreodată o invenție extraordinară prezervativul cu arome? Normal. Eu nu cred că a stat vreuna dintre voi, erați a doua zi dimineață cu prietenii la o cafea și erați dragă. Avea o pulă atât de mică, dar ce gust de căpșună. Mi-aducea aminte de bunici. Pentru că aveau căpșuni. Da. Oricum, mie mi se pare că prezervativul a fost inventat de o femeie. Și nu pentru că neapărat protecție, dar cutia de prezervative are 3 prezervative în ea. Numai o femeie putea să fie atât de optimistă, știi? Și mai sunt puse și în lanț. Nu sunt separate, știi? Le scoți, ea le vede înșirate. O să avem o seară lungă, o să dormim. 8 ore indicat, tu ești femeie, dorm 9, calmează-te. Da. Și hai să începem un pic cu începutul. Eu sunt George Bonea, sunt sigur că mă cunoașteți cu toții. Nu. Nu? Nu aplaudăm din milă, că nu ești gagică mea. Și vreau să vă zic câteva lucruri despre mine. În primul rând, sunt slab, presupun că se vede. Dacă la finalul show-ului veniți la mine, George, ai fost slab. În continuare sunt. Răsul nu îngraș, e un mit. Sunt atât de slab încât trebuie să recunosc că dacă m-aș apuca de cântat muzică rap, numele meu de scenă ar fi Grasul XXS, Mini Milian, Skillot Skiz. Vă gândiți voi la alte nume. Alte lucruri despre mine. Sunt bucureștean. Cu toții avem un handicap, știu. Super. Și mie îmi place în mall. Eu trebuie să vă fac o confesiune acum că simt și o să ne apropiem până la finalul spectacolului. O să vedeți că o să vorbim tot felul de chestii. Nu sunt bucureștean. M-am mutat de curând în București. Am locuit 20 de ani cu părinții în Rahova și... Păi au zis, hai, mută-te la capitală! Și m-am mutat la Obor. Și... Băi, mie mi se pare foarte frumos la capitală, serios. Copilărind și crescând în Rahova, îmi dau seama astăzi când am colegi de muncă care vin la mine și zic, George, vreau să văd cum se trăia nevul mediu, o să mă duc în concediu la Sighișoara. Du-te-mi până la mea în Ferentari. Bați atâta drum să vezi ce palate prințese avem și noi.
te urci în caleașca regală sau 139 și ai ajuns la destinație. Revină-ți. Na, nu e atât de complicat. Și am câteva reguli pe care vreau să vi le spun în legătură cu show-urile de stand-up comedy pe care le țin. În primul rând, doamnelor și domnișoare, vreau să aplaud de femeile care au mai fost la stand-up comedy. Okay. Unele da, unele nu, dar pot să înțeleg de ce, văd fețe. Pentru cele care ați mai fost la stand-up, ați remarcat că foarte mulți comedianți sunt misogini? Foarte, foarte mulți comedianți sunt. Ceea ce mi-ar plăcea să înțelegeți este că nu noi comedianții suntem misogini, ci porcii de lângă voi care dă glume proaste efect spre femei. Nu ne plac pizdele. Aia de lângă voi sunt de căcat. Noi respectăm femeile. Noi suntem oglinda frustraților de lângă voi. Ăsta e rolul nostru, suntem măscărici. Dar e o problemă cu misoginismul, serios. E la nivel internațional, e o problemă cu femeile. Sunt foarte mulți bărbați care se plâng de femei. Femeile sunt proaste, femeile nu știu să conducă, nu știu să gătească, nu știu să sugă pula. Serios, sunt bărbați care se plâng că femeia lor nu știu să sugă pula. Dacă doamnelor treceți prin experiența asta, vă rog să-i spuneți, arată-mi tu. Hai, Cătălin, vină și cum, fără dinți? Nu știu, ia să mai vină unul. Da. De asta, vă zic sincer, dacă... Eu nu am glume misogine. Eu consider că glumele misogine sunt ieftine, ca unele femei. Și... Nu am glume despre bășini. Glume despre bășini sunt de căcat. Cu toate că bunicul meu a spus că în viață e bine să lași ceva în urmă, eu merdesc cu liftul. Alții sunt mai scârboși, dansează în lift. Și o altă regulă foarte importantă, foarte importantă, se aplică tuturor comedianților pe care i-ați văzut și îi veți mai vedea. Dacă vă plac glumele unui comediant, aplaudați, pentru că noi trăim din aplauze precum copiii din Africa din like-uri. Cred că efectiv e cel mai inteligent public. Voi ați înțeles că am venit pentru 3,80 lei. Am uitat să vă zic ceva. Eu vorbesc vulgar la stand-up. E cineva deranjat de vulgaritate? Super. Eu vorbesc vulgar pentru că stand-up-ul e despre viață și viața e vulgară, treceți peste. Eu știu că sunt oameni în această sală, în această țară, care atunci când merg la stand-up vor să vadă un moment intelectual. Vreau să aud glume culte. Adică am trecut prin experiența asta, sunt oameni care zic, draga mea, în seara asta te scot undeva foarte inteligent, la opere, pula, stand-up, la noi în cartier, ești proastă, 15 lei biletul, hai să ne culturalizăm. Și sunt oameni care vor să audă glume culte, sunt oameni care vor să audă gen, Cioran se duce la șaormeria Dristor și vrea o șaorma cu nimic, dar, problema acestor oameni, știu, Cioran rupe. N-aveți idee cât de apreciat e Cioran în Zimnici, adică sunt mai zine. Dar se întâmplă o chestie, oamenilor este frică de vulgaritate. Oamenii spun, George, pula mea este vulgară. În primul rând, Wittgenstein spunea că pula mea nu este vulgară, doar că el n-a spus pula mea, dar a spus lucruri frumoase despre cuvinte. Da, George, pula mea este murdară, bă, nu a mea. Și asta cred că oamenii nu știu să folosească vulgar. În primul rând sunt studii care arată că cei mai inteligenți oameni sunt vulgari, pentru că e o metodă prin care ventilăm, scoatem din noi emoții negative. Presupun că toți ați dat ochi cu traficul din București, nu era unul dintre voi, să scot familia la operă! Luate arnice! Nu! Dai cu organe! Te eliberezi! Spui din trup! Spui din fizic! De asta mi se pare că suntem foarte ipocriți și nu înțelegem că vulgaritatea se folosește în contexte. Sunt contexte și contexte. Dacă merg la restaurant și mă întreabă ce ați vrea să mâncați, pula mea, nu e ok. Nu e ok. Dar dacă sunt la restaurant cu familia și mama întreabă, vai George, ai lăsat-o însărcinată pe iubita ta, cum? Pula mea. Vedeți, e o treabă de contexte. Și spun de chestia asta cu vulgaritatea pentru că la un dat am avut un spectacol de stand-up comedy. Și s-a întâmplat un lucru foarte interesant, era anunțat 18+, dar a venit o mămică cu băiețelul ei de 12 ani. Vreau să aplaud de cine are copii. Ok, nu toată lumea, restul să nu vă futeți că vă iau poponarii copiii. Pentru că asta fac homosexuali, așteaptă la gura pizdii, hai! Hai că n-avem pe cine să îndoctrinăm să sugă pula. E genul ăla de show. Și asta se întâmplă, sunt oameni care sunt... Și a venit mămica cu băiețelele de 12 ani și la un moment dat mie în timpul spectacolului mi-a scăpat o pulă, cuvântul. Moment în care mămica a avut următoarea reacție, a pus mâinile la urechi băiețelului de 12 ani și a zis, aude asta mie cu pulă!
Întrebarea mea a fost, și credeți că o să vrea? Adică, mamă, ceva nou de la Rabbi Bubble, pulă! Trebuie să încerc Chupa Chups, să-ți rămâne pe limbă, ceea ce e adevărat în unele cazuri. Da. Cine a spus că are copii? Să ridicem una, cine a spus că are copii. Câți ani are copilul? 6 ani și... Mamă, și 3 luni. Chiar îl iubești dacă ții minte. 6 ani și 3. Ok. Pe ăla de 6 ani îl mai ferești de pulă, cuvântul. Da? De ce? Nu înțeleg. Mie mi se pare că cea mai fragedă vârstă pentru a-ți strica copilul este 5 ani. Aia e vârsta. Oricum după 5 ani știe mai multe ca voi că i-ați luat tabletă să fie deștept. Dar e importantă vârsta aia de 5 ani pentru că ați văzut la 5 ani îl dai afară să bată mingea, să întoarce în casă unde pula mea și cerealele. Că prinde foarte repede. Prinde foarte repede. Eu asta vreau să vă încurajez. Nu vă mai feriți copiii de pulă, cuvântul. Pe bune, e ca orice român care n-are copii, îmi place să dau sfaturi despre parenting. Și trebuie să vă zic o chestie. Copiii, când sunt mici, sunt niște maimuțe proaste. Toți am fost acolo. Toți am fost niște maimuțe proaste. Îți ferești copilul de un cuvânt, înțelege că acel cuvânt e interzis și atrage atenția, ce face, îl repetă. N-ai voie pulă. Pulă, 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 pulă. Știți? Nu mai faceți asta. Sunt oameni, sunt români care vin cu copiii la stand-up și zic, vai, a fost atât de vulgar, s-a vorbit cu pula, a învățat ăsta micul, nu mai spune cu pula în pizda, mătii. Vorbește curat. Sunt oameni care, și îmi place cel mai mult ipocrizia publicului, care spune, vai, a fost atât de vulgar că a vorbit cu pula, dar glumele despre viola, faptul că a vorbit despre cât de mișto e să fuți o femeie forțată e foarte tare, mai ales când a futut-o cu pula. Vai, este atât de tare stand-up-ul. Asta zic, veniți cu copiii la stand-up, veniți cu copiii la stand-up și când zic pulă, n-aveți nicio reacție, pula ricoșează din copil, cuvântul. Dar vreți să avem o țară mai bună? Da. Mersi frumos, unul singur, restul ați venit din Spania. Dacă vreți să fim o societate mai bună, veniți cu copilul la stand-up și când zice un comedian pulă, nicio reacție, el oricum e pe tabletă, unește bomboane. Veniți cu copilul la stand-up și când zic pleșu, aaa, pleșu! Că o să înțeleagă că e interzis și citește tâmpitul filozofie. Cu plăcere. Da. Da, asta zic. Românii sunt mega scorțoși la umor. Ne place să râdem de alții, dar nu vrem să râdem de noi. Adică sunt o grămadă de comedianți care le arde buza să vorbească despre colectiv, să râdă, dar nu facem glume despre asta. Oricum, hai să vorbim un pic despre un subiect mult mai important pentru mine. Am spus la început că nu sunt misogin, dar trebuie să vă fac o confesiune, sunt un pic misogin. E un fel de misogin light, fără zahăr și de-aia sunt slab. Misoginismul meu se traduce prin faptul că pot avea o relație cu o femeie, pentru că n-am de ales, sunt irezistibil. Spun chestia asta pentru că am un misoginist fondat. Am citit destul de multă istorie, antropologie, psihologie și îmi dau seama că sunt, nu neapărat mă enervează faptul că femeile, s-ar putea să pară șocant pentru mulți din sală, dar femeile sunt net superioare bărbaților. Sunteți de acord? Da, câteva timid, restul dresate. Nu, lasă, că e cum zici tu, iubi. Nu, femeile din punct de vedere mental sunt net superioare bărbaților. Femeile sunt în anul 3019, bărbații încă 1900, toamnă, pește, răbâtă, ca pizdă. Acolo am rămas blocați într-un trecut foarte grobian și se întâmplă din foarte multe motive ca femeile să fie net superioare bărbaților. În primul rând, femeile au mintea mult mai odihnită. Este adevărat, femeile au mintea mult mai odihnită. Știu că unele dintre voi sunteți obosite, sunteți obo, pentru că aveți job, sunteți emancipate, aduceți bani acasă. Uite, vreau să plau de feministele din sală. Hai, aveți coaie. Bun, da, cu toți avem un handicap. Dar vreau să vă zic o chestie. Surorile mele, vă înțeleg durerea. În esență aveți dreptate, dar ați aplicat foarte prost toată strategia. Foarte prost ați aplicat strategia feminismului, pentru că ce se întâmplă, eu înțeleg că de-a lungul istoriei bărbații au fost de căcat, bunicii noștri, străbunicii noștri au fost de căcat cu străbunicile noastre. Adică era o relație foarte simplu, fă, ai bani, suși pula, știi? Adică cam la asta se rezuma la statutul financiar, ceea ce este oribil. Dar bunicile noastre n-au avut inteligența să-și dea seama, să uite la bunicii noștri și să zică, de ce dracu sunt ăștia de căcat? A, de la muncă. Munca ne-a futut ca specie. Dacă mai țineți minte când eram vânător cu legător, mai țineți minte? Nu, că nu erați de față, dar când eram vânător cu legător, relația era simplă, aduci mamut în peșteră, iei pizdă, n-aduci mamut, stai afară.
vrei mure, aduci ce trebuie. Nu stai afară, nu stai în peștera asta mobilată de la Ikea, să-și pula. Doar în sub cracă. Dar când, cu cât am evoluat ca civilizație, a apărut munca și a apărut statutul financiar și bărbatul care vine, ai bani, să-și pula, ești de căcat, stai acasă, șterge copii la cur, ceea ce este foarte de căcat. Înseamnă că nu să ștergi copii la cur, ci să fii neapreciată. Acum nu știu care ce experiență aveți voi, ăștia copii. Asta zic, foarte, foarte nașpa ce s-a împlat cu femeie, dar femeile nu s-au gândit, bă, cred că munca e de... Ce au zis femeile acum 100 de ani? O să merge la muncă. Și s-au înghesuit toate în metrou de Pipera și au mers la Pipera și au început să bată cifre în Excel și altele au vrut să stea acasă. Au zis, nu, eu stau acasă. Ești proastă, ce o să faci? O să fii CEO la cratiță? Da. Nu, hai cu mine să fim head of development, of league, of deep, boss, of nu știu ce și alte funcții de căcat pe care le-am inventat să vă faceți, vă simțiți importante, sunteți tot de căcat, bateți cifre în Excel. Și ați mers acolo și a, vai, stați acasă, sugeți pula și voi, dar pentru funcție. Și... Și ați mers la muncă și vă înghesuiți în metrou și te-ți emancipate, aduceți bani acasă și stați și bateți cifre în Excel și dormiți sub birou și este super cool, pozați asfințitul și pozați răsăritul și aaa, ce viață cool am! Și vă întoarceți acasă unde nimeni să vă fută, pentru că cine dracu vrea să fie cu o femeie care lucrează non-stop și după aia stați că oricum n-aveți cum să vă futeți pentru că ovarele suscate de la laptop și pentru că oricum n-aveți cum să vă futeți, n-aveți cum să procreați, vă luați un cățel căruia spuneți mami, de ce nu mănâncă mami? Și vă luați cățelul ăla și îl pupați pe bot, pentru că de ce nu, pula mea e un câine, din acea specie, mami, e copilul meu, ești tâmpit, e altă specie, treci peste, are mai mult păr ca tine, cred. Și după aia vă luați brățăriți prin care vă măsurați pașii și treptele, da, uite, eu pot să fug în caz de ne violează, ce ataci în pula mea, ești tot distrusă. Da, și uite, pui poze cu tine la două noaptea când gătești vegan, să arăți că ești și bucătărea, să suși pula, fă o fleică. Și ești atât de fericită, stai la două noaptea prin barul și bași shot-uri după shot-uri și după aia mergi în Thailanda de tot salariul și faci selfie-uri, hashtag love, hashtag happy, hashtag și fericită sunt, hashtag sunt emancipată, mă, pun la nea de viață. Da, femeile au altfel, sunt super. Asta se întâmplă, sunteți emancipate, unele dintre voi. Și mi s-a părut foarte interesant această teorie, la un dat am citit, că nu există efeminarea bărbaților. Ce există intrarea femeii pe teritoriul bărbaților. Adică voi cu cât aduceți mai mulți bani în casă, cât atâta nouă ni se micșorează coițele. Asta e rolul nostru, să aducem bani în casă. Ce dracu, peste 100 de ani bărbaților să stea să facă puiul, să fie precum căluții de mare. Îi găsiți în casă și veniți intrați. Bă, unde-i ciorba? O să stăm să ne facem manipedi și să ne uităm la trăzniții NATO, că va fi și atunci. Asta o să întâmple, asta înseamnă efeminare, voi ne efeminați, lăsați-ne să fim porci sau nu, dracu știe, nu mă bag. Îmi place să fiu întreținut, pentru că fac stand-up. De asta. Dar în esență, femeile au mintea mult mai odihnită, asta vreau să zic, femeile au mintea mult mai odihnită, pentru că ce se întâmplă, de-a lungul istoriei ați fost protejate. Da, știu, istoria n-a fost neapărat dreaptă cu voi, pentru că n-a măritate cu forța, a futute cu forța, dar n-ați fost la război. Exceptând Ioana, care vorbea cu Dumnezeu. Ok, fata mea, du-te să te bați. Atâta poți, ai, du-te cu Dumnezeu. Înainte, luptă-te, Franța, da, super, super. Mulțumesc, la ea mă refeream. Vedeți, mă, publicul meu, mă, Ecaterina Teodoroiu. Da, asta zic. Femeile, minte mult mai odinită. Pentru că ce se întâmplă? Bărbații au inventat trenul, mașina, avionul. Dacă lași o femeie singură 8 ore, inventează culori. Ivar, vișină putre de gonoree vindecate, un alt fel de verde. E un alt fel de verde. Asta. Bine, adevărul este că femeile au spectru mai larg al culorilor, dar e maro. Oricum, în ziua de azi n-am mai auzit femei să spună, azi mă îmbrac în maro. No. Toate vă îmbrăcați crem, cappuccino sau ce am mâncat aseară? E asta așa. No, e maro. Asta zic, aveți mintea mult mai odihnită, pentru că, uite, de-a lungul istoriei niciodată Ștefan cel Mare nu s-a dus la nevastă să zică, auzi, fă, ia-te să te bați tu cu otomanii, stau acasă, fă mămăligă. Că n-avea cum, că nu era mălai în Europa pe vremea aia. Nu că e tare stand-up. Da, asta se întâmplă. Multe alte motive pentru care femeile sunt net superioare bărbaților. Știți să vă conțineți sexualitatea. E un termen un pic complicat, dar ce vreau să spun este că dacă femeile merg într-un club și văd un bărbat luat, nu se dau la ele. Au instinct de conservare, înțeleg granițele sexului. E luat, mă fut cu el în mintea mea, pentru că puteți. Aveți această... Eu știu că mama natură, Dumnezeu sau Chuck Norris, cum vreți să-i spuneți,
nu v-a dat foarte multe avantaje. Odată pe lună trebuie să vă schimbați uleiul ca Alfa Romeo. Dar aveți capacitatea de a vă fute singure, fără contact fizic. Aveți această autostradă pis de cap, autostrada soarelui, cum îi zic eu, și puteți face sex fără să vă atingeți de partener. Sunteți în tramvai, vedeți un tip bun la 10 metri în fața voastră, dar nu faceți ca mine, sunteți mega silențioase. Ați validat călătoria. Prostul a meritat un leu 30. Și exact așa ar face bărbații. Doar că noi nu putem să facem. Eu nu pot să stau în tramvai să văd o tipă bună la 10 metri în față, că trebuie să scot pula, trebuie să pun mâna, trebuie să vină poliția, trebuie să dau explicații. Eu am făcut-o, dar știință! Și eu nu mai am voie în 32. Dar mai merg cu 41. Asta se întâmplă. Femeile, bărbații n-au chestia asta cu tine. Ați văzut, bărbații merg în club. Ia uite, e singură, mă dau la aia. E luată, mă dau la aia. Mai ales aia cu fizicul meu. Asta e cel mai interesant, că ea cu fizicul meu, ce ei mai... Da. Asta se întâmplă cu femeile. Și multe alte lucruri. Uite, vreau să vă întreb o chestie. Vreau să aplaude din sală femeile care au mers sau mai merg în cluburi. Hai, pocăitele pizdii. Vai de capul meu, dar în spate... Sunteți toate venite de la Cărturești? Cât mai e Coelio? Dar se vede că aveți globul ocular uscat de atacitii, dragilor. Vai de capul meu. Să ridicem la cine a aplaudat că merge în club, că n-am fost atent. Bun. Domnișa, te rog să-mi descrii în două cuvinte. Trebuie să dau disclaimer pe unele avalu. Descrie-mi în două cuvinte ținuta ta de club. Ia-ți tot timpul. Aia, acum, serios, nu ești chiar în fața oglinzii. Zii acolo. Cum ți-ai descrie tu hainele de club? Hai să-mi bap. Știți că timpul ăsta se traduce în relație. Adică undeva, în altă zi, un bărbat care stă lângă ea, hai să-mi bap. Da, dragă, nu, s-a dus revelionul ăsta. Intrăm în curând în celălalt. Da, nu, ia ceva. Nu? Nimic? Nici noi nu știm ce purtați, dar tu ce să spui. Adevărul este că de câte ori întreb femeile cum se îmbrac atunci când merg în club, îmi spun, mă îmbrac sexy, mă îmbrac frumix, mă îmbrac degajat, mă îmbrac relaxat, mă îmbrac în tren, mă îmbrac cosmopolit. Mă apropii? Tu nu te îmbraci niciun fel. Tu te duci în pizda goală, spui, vreau să mă apreciez pentru inteligența mea. Hei, uită-te în ochii mei. Adevărul este, și aș vrea să ținem cont de chestia asta, și femeile știu chestia asta. Femeile când merg în cluburi, nu se îmbracă nici frumix, nici degajat, nici între, nici cosmopolit, nici relaxant. Se îmbracă în ciuda pulii! Este ținuta oficială de club. Când te duci cu jumătate de țâțe pe afară, jumătate de curp afară, tu nu vrei parteneri de lectură. Tu vrei sămânță, dar știi că-i zgomot, afișezi marfa. Pentru că asta se întâmplă. Structural, clubul este un loc în care te duci ca o sămânță. Aia e, nimeni n-a inventat clubul că hai să mergem să citim undeva unde e muzica tare și fum, cândva. Nu, mergeți și intrați în club și începeți să dansați ca spasmoticile, că intră Despacito în voi. Și îmi place când femeile spun, vreau să merg în club să dansez. Pariez că 90% dintre voi, dacă nu chiar, habar n-aveți să dansați. Faptul că dați din curcă niște posedate, nu e dans. Ăsta nu e dans. Na? Dansul implică o coreografie între două ființe, în ceva frumos, armonios, nu? Dacă v-ar vedea un bărbat dansând cum dansați de obicei pe cuburi, ar veni, nu te spera, vrei să te muști de degetul mic sau să ai o criză? Asta se întâmplă. Și mergeți în club și este seara fetelor, mergeți în club, prostul stă acasă, joacă FIFA. Mă bucur că sunt proști în seara asta. Nu se știe, poate am jucat chiar în rețea. Și mergeți în club, este seara voastră, sunteți nebune, sunteți crazy. Intrați toate în club, cum a intrat bunica mea în spital când a avut ruptură de șoldie. E mersul ăla de căprioară deja împușcată. Și mergeți în club că vreți să arătați că încă sunteți pe piață, dar nu mai sunteți. Da, eu sunt, uite, sunt în piața Obor, nu. Și mergeți în club și vă așezați în cerc și începeți să dansați așa cum ați învățat cu toate la mănăstirea Agapia. Trimiteți semnale virginale. Hey. Sunt luată.
Na, coregrafii, eu știu ce dansați voi. Și îmi place, îmi place că vine grobianul la voi. Vine pute pula să vă abordeze. Și vă, vă spune că sunteți frumix, vă uitați la el și spuneți: ah! M-am îmbrăcat frumoasă pentru mine. Du-te-mi, pula mea! Dacă e vreuna în seara asta, în sala asta, care a spus vreodată că s-a îmbrăcat frumos pentru ea, mănâncă căcat sau e nebună. Omul este o ființă socială. Nimeni nu se îmbracă frumos pentru el, toți ne îmbrăcăm frumos pentru ceilalți, să ne vadă, să ne crească endorfinele, să fim fericiți, să nu mai fim treci ca proști. Asta este adevărul. Eu nu cred că vreunul din seara asta, din sala asta, a zis: bă, du-l astea, mă aduc în pula goală. Așa mă simt eu bine, mi-au chiloții de acum 3 zile, ceea ce e valabil pentru mine în sală, dar... Eu am simțit un miros, că noi simțim. Noi simțim chestia asta. De asta zic, vă îmbrăcați frumos pentru ceilalți. Vreau să vă vadă, sunt sexy, ești popule. Da. Ah. Asta se întâmplă. Asta se întâmplă cu femeile în club. N-ai ce să le faci, da? Vreau să înțelegeți o chestie, că dansul... Uite, vreau să aplaud de cuplurile din sală. Ok, bun. Avem frumos cupluri. S-a întâmplat vreodată, stimabile, ca iubirea ta, dragostea ta, fă, cum o alinzi tu, n-are importanță. Nu face subiectul conversației. Să-ți spună vreodată să o scoți în club la dans? A, e dresată bine, bravo, tate. Dacă unele încă, da, stai și coase. Te învăț eu coreografia 2 pe față, 2 pe dos, ceea ce e și ultimul film văzut aseară, dar... Faza e, trebuie să înțelegeți, eu stand-up-ul fac un food, vorbesc repede și la final nu înțelegeți tot. O să vă uitați la filmare și... A, aici, da! Sunt femei printre noi care spun: vreau să mergem în club, vreau să dansăm, vreau să ne distrăm. Adevărul este că dacă avem bărbați care au fost vreodată în club cu partener, noi nu ne distrăm în club. Noi nu mergem în club să dansăm. Pentru că dansul nu este o chestie masculină. E vreun bărbat în sala asta căruia îi place să danseze? Avem și material despre gay, da, revenim. Bun. E un moment minunat să ieși din dulap, camera pe el, dă-i zoom. Să-l vadă până și Arsenie Boca. Altfel spus, bărbații n-au chestia cu dansul. Noi când vrem pizda, avem alte metode, bâtă, cap, mașină, dăm de ea. Dar femeile, băi, dansul este o chestie feminină pe planeta asta, la toate speciile, nu doar la oameni, femeile dansează când vor pulă. E o chestie biologică, nu e nimic de rest. Serios, nu stă ursoaica în pădure și zice: ce-aș da un cea-cea, dar nu vreau să mă fut. E pe unița, hai un vals vienesc, dar nu ne futem în seara asta că a băgat ceva pe Netflix. No! Asta e adevărul. Femeile dansează când vor pulă, bărbații nu dansează că nu vor nimic alt. Dar mergem în club cu voi ca să vă protejăm. Asta este esența mersului în club. Vă zice: a, ce frumos dansează iubi. Nu, își marchează teritoriul. Că în club sunt puli singure. N-ați remarcat că majoritatea cuplurilor în club onghesuie pe aici la bar și el își ia aici puli singure în ceafă? Și întotdeauna bărbatul: mai stăm? Că nu mai pot, una o să intre în cur. Asta se întâmplă. Da. Asta se întâmplă cu femelele în club și cu... Eu aici predau antropologie. Da. Și punct... Băi, vreau să mă întreb o chestie. Vreau să aplaud din sală bărbații care au auzit vreodată de punctul G. Nu neapărat dacă l-au găsit. Dacă au auzit. S-a auzit? Bun. V-a trecut vreodată pe la ureche? Smotocea și așa. Ia uite. S-a dus. Iară. Vreau să vă zic o chestie și îmi pare rău, femeile din sală mă vor urâi pentru chestia. Dar punctul G nu există. Punctul G nu există. Dacă nu mă credeți, puteți să verificați acum, uitați-vă. Nu e un loc, dă cu capul aici. Nu! Pentru că ce se întâmplă, oameni buni? Punctul G nu există. Femeile n-au orgasm cu pizda, ci cu capul. Poți să freci o femeie la pizda cât vrei, dacă nu o freci la melodie, nu-i fericit. Așa funcționează femeile. Nu mă credeți, faceți un alt experiment, plecați în seara asta de aici, opriți o femeie pe stradă, frecați-o la pizdă. N-o să se bucure. Eu am făcut-o, dai știință. Eu caut să am un material cât mai exact. Faceți un alt experiment, plecați în seara asta de aici, opriți o femeie, dați-i un trandafir. 404, așa trebuie să o lucrez. Poezie, tati, poezie. Femeile n-au orgasm. Ce, n-au orgasm cu... N-au orgasm. A, unele, acum nu știu cu cine sunteți, dar...
Femeile n-au răgați cu pizda, serios. Femeile trebuie să le iei așa pe o... Ce se întâmplă? Ce se întâmplă este că acum vreo 30.000 de ani, estimez eu exact, stai să văd. Da, acum fix 30.000 de ani, toate femeile s-au întâlnit într-o peșteră și au zis: ce-i punem pe prost să facă, să caute, ce, un punct, unde? În pizda! Acum hai toate la H&M să ne îmbrăcăm original. Da. H&M, Hristos și Mătii. Asta se întâmplă. Am o întrebare pentru bărbații din sală. Ați vrut o dată să vă filmați când faceți sex? Bisericoși! Mulțumesc! Ei, hai că ies obsedații! Încet, încet, da, da. Nu, draga mea, așa lică Rebecul ăla roșu acolo. E cartea aia cu Kant, așa e, ne privește existența. Da, da. Toți bărbații din sală au chestia asta cu filmatul și vreau să zic că e o chestie foarte veche. Vreau să vă duc un pic în timpuri biblice. Mai țineți minte când Dumnezeu a creat grădina Raiului pe Adam și pe Eva? Nu știți că nu erați de față, dar când Dumnezeu a creat grădina Raiului pe Adam și pe Eva, Dumnezeu a făcut mărul interzis și Eva, ca orice femeie care se plictisește din făcut sandwich, a zis: o să fac o plăcintă de mere. S-a dus, a vorbit cu șarpele, pentru că toate vorbiți cu șarpele. L-a luat cu vrăjeala aia: tu ești cel mai mare șarpe din viața mea. Și șerpii sunt proști. Și în sala asta sunt mulți. Dacă nu chiar toți. Și na, Eva a mâncat. Povestea putea fi foarte simplă. Că mânca Eva din măr, o dădea Dumnezeu afară pe Eva, rămânea Adam în rai să juca FIFA 0 toată viața. Dar aici e prostia primordială a bărbatului. Că Eva s-a dus la Adam: Adam a mâncat din măr, ia și tu. Nu vreau. Adam ia din măr, nu vreau. Adam ia din măr sau rămâi în rai și faci laba. Încă e nu. M-am săturat să fut măgar ca aia în Mexic. Da, căutați, e o tradiție. E, la noi se fut bunici, trețesc peste. Acolo măcar stă capră de la sine. Am și mai rele. De asta zic. Și revenind la chestia asta cu femeile și cu sexul, cu punctul G, asta se întâmplă. Este o realitate, este o invenție. Mai ales că am citit la un moment dat o chestie, nu știu, știți cine este Adrian Niculae? Adrian Niculae este un mare magnat, mafiot, dracu știe ceva, a fost patron al echipei de fotbal și am citit la un moment dat o stenogramă, a dat 60.000 de euro să facă sex cu Daniela Crudu. Eu acum stau și mă gândesc, fetelor, voi cam cât valorați? Că unele dintre voi sigur v-ați futut pe o cafea la Starbucks. Da, da, 10 euro maxim. Că ați vrut și frișcă în cafea. Băi, eu imaginez că e foarte... Acum o să vă zic o chestie care pe mine mă intrigă. Băi, prețul pizdei a crescut. Nu e o chestie sexistă, nu e o chestie. Adică, serios, să dai 60.000 de euro să faci sex cu o femeie... Adică eu mă aștept la 60.000 de euro să intri în Daniela Cruz să vezi candelabre. Să fie un băiat la intrare cu pișcoturi și șampanie. Vă rog să vă descălțați. Ah, mă cer scuze, n-am știut. 60.000 de euro. Prețul pizdei a crescut. Este o realitate. Îmi pare rău să spun chestia asta sau îmi pare bine, habar n-am. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Vreau să vă întreb o chestie. Bărbați, vă place Nutella? Da. Da, bun. Nu e așa că Nutella e scumpă? Ok, am înțeles, ai bani. Un borcan pe zi. Sunt fericit. Nutella este în esență același căcat ca Finetti. Doar că marketat un pic mai scump și cu mai mult ulei de palmier, pentru că, hei, cancer. Dar, ce vreau să spun este că Nutella este în esență aceeași ciocolată tartinabilă, dar ce au făcut Nutella este au crescut awareness-ul în social media, au crescut nivelul de apreciere, adică au luat like-uri și au crescut prețul ciocolatei. Chestia asta o facem noi. Vă plac femeile bune? Să aplaude că îi plac femeile bune. Ok, e normal, mai ales da, bă. Ai fi materialist. Încearcă să te gândești, încearcă să obiectifici, știu că asta nu este zona, noi nu obiectificăm femeile, dar încearcă să te gândești la femei, că ne plac femeile frumoase, dar ce se întâmplă este că prețul pizdii bune a crescut. Și de ce a crescut? Pentru că dăm like-uri ampulea. Cu fiecare like și inimioară dată pe Instagram unei pizdii bune, crește prețul. Așa că dacă vreți să futeți bine și ieftin, luați-vă like-urile înapoi, ca la Iohannis. Și dați-vă like-urile tipelor grase, oricum nu le fute nimeni, dar să nu se mai sinucidă. Și apoi futeți-le pe alea care au scăzut. Băi, eu vă învăț economie! Și revenim la chestia cu filmatul.
La un moment dat am vrut să... Noi bărbații trăim în mintea noastră că avem cea mai mare pula. Toți bărbații în sala asta cred că avem cea mai mare pula. Dar noi nu măsurăm că nu ne plac riglele. Dar... ce, că asta nu există. De fapt se măsoară așa. Ce, e cât e nasul bunicului care e mort, dar era mare. Ce vreau să vă spun este în felul următor. Am vrut la un moment dat să fac chestia asta. Am filmat partida de sex cu prietena și... Având impresia că e ceva glorios, că se întâmplă acolo așa. Și când m-am uitat pe filmarea, Doamne, de ce te frești de creangă aia? Zici că se scobea în pistă. Oribil, oribil. Eu din seara aia când fac sex cu ea, eu mă gândesc la Ryan Gosling. Fac sex cu ea, o, Ryan Gosling, ea se sperie. Nu, nu, tu, eu, Ryan Gosling. E foarte mișto. Da. Vreau să aplaud de bărbații care cred că femeile sunt materialiste. Săracul pizdi. Da. Da, i-a fost frică. Zici că nu și-a permis 3 aplauze. Vreau să vă zic o chestie. Trăim în 2019, femeile s-au mega emancipat, sunt deștepte, au locuri de muncă, au funcții despre care habar n-au. Femeile au libertatea de a pune ce preț vor pe pizda lor, dreptul lor. Dacă tu nu-ți permiți să fuzi mai bine pentru că ești sărac, nu sunt ele materialiste. Știu că printre noi se află GJ că, dar ce pizda merge și cu Logan? Nu pizda asta. Pentru că femeile, pentru majoritatea grobienilor care cred că femeile sunt materialiste, femeile de fapt un trofeu. Vă doare în pulă de ele. Serios, nu vă interesează că vreți să le vedeți machiate? Nu, că mie îmi place de aia natural. Dacă are un pic de mustăcioare, ești... Ia dracu giletul ăla. Da, ia-l. Vă căcați pe voi. Femeile pot pune ce... Băi, bărbații nu înțeleg eforturile de a fi femeie. Bărbații nu înțeleg ce înseamnă să fii femeie. Ei cred că aia mi-am dat România, a cărat 9 luni în bagaj și gata. Băi, aia sunt genele tale ipocrite, că ai vrut să le dai mai departe, să lași o moștenire umanității suși, pula, plătește. Știu că-s bărbați că zic, da ce, orice cur merge în Logan. Nu curul ăsta. Curul ăsta merge la Zumba, curul ăsta a făcut sală, curul ăsta a băgat plastic în el, curul ăsta vrea BMW. Nu. Vrei tapise, vrei Logan? Plimbă pe cerase, lasă-ți facă obez aia copil. Și că nu vă mai căcați pe voi, faceți bani, futeți lux. Asta e secretul dacă vrei să ai copii de o anumită factură. Altfel, aia e. Vasluiu trebuie să procreze. Da. Eu am aflat o chestie și știu că sunt mămici în sală. Eu am aflat o chestie, mi s-a părut incredibil. Femeile, sânii femeilor, când alăptează, se adaptează la copii. E adevărat? Aveți o chestie că, nu știu, sânul își dă seama că, băi, ăsta suge, nu știu cum, vrea mai sărat, vrea umami, că n-a cum. Și, băi, femeile au capacitatea de a-și adapta sânii la cum alăptează. Femeile fac kegel. Femeile stau la birou și strâng în pizdă ca să vă facă fericiți. Serios? Când vreodată v-ați adaptat pula la gerințele femeii? Zic că vreau să fie mai groasă. Stai să strâng în cu... Na! Sunteți de căcat. Îți lua pula așa cu eu. Nu știu, fata mea, ești bun la suflet. E, căcat. Aduc bani în casă. Ești genial. Femeile sunt materialiste. Da. Și mie în stand-up mi se spune apostolul pizdi, pentru că încurajez lumea să fută, numele labia, labia al Sfântului Clitoris, amin? Vreau să plecați din seara asta cu o chestie. Eu încurajez lumea să facă sex. Eu consider că sexul este foarte important. Foarte, foarte important. Nu știu, aveți locuri de muncă? Unii, da, alții, nu? Nu e așa că cel mai enervant coleg este nefututul? Nefutuții cei mai enervanți. Am avut colegi care le-au murit părinții și a doua zi erau, hai mă că viața e ok. Dar cu nefututul nu te înțelegi niciodată. Îți vine să te duci să-i dai cu un pic de pula. Ia mă contact! Simte umanitatea! Măcar stai cu pula spre el, uite, simte, vezi, mă gândesc la tine. Aia vă încurajez, face sex. Face sex. Și mai important decât orice, satisfaceți-vă femelele. Este mega important. Este adevărat, dacă femeia e satisfăcută sexual, totul e mai bine. Și știți de unde? Ați văzut că mergem în traficul din București și vedem cât o tipă tânără la volanul BMW super nou și o vedem tristă. De ce? Pentru că bătrânul care i-a dat BMW-ul nou fute bine. Ați văzut tipele care ies din canal? Woo!
Bine, e și de la Prenadez, dar oricum, pulă bună. E pulă tânără acolo. Aia e tristă în BMW. Acum câteva zile a murit unul, un miliardar, încercând să-și mărească pula. Vă dați seama că avea bani să impresioneze orice pizdă, dar odată ajuns în pat că era... Că asta se întâmplă, sunt bărbați care zic, femeile mint cu machiajul, suși pula. Serios, bărbații vin, te iau cu Jaguarul de acasă, te duc la un restaurant de fițe, te duc la un cinematograf, la zona VIP, te duc acasă și când vezi ce auzi, bă, mai bine mergeam cu Logan. Dacă știam că asta mă așteaptă, mai bine stăteam și ne uitam la filme piratate. Nu, femeile mint cu make-up-ul, suși pula. Bărbații-s ipocriți. Ceea ce mi se pare mie foarte interesant la femele este chestia asta cu fondul de ten. Unele dintre voi nu știți să vă dați. Serios? Mă uit la unele femei, vă dați cu fond de ten de parcă v-ați luat o tigaie în mufă. Atât. Du-te, fata mea, pe gât. Du-te mai departe. Nu ești raza soarelui. Serios, dacă vedeți vreo femeie pe stradă că nu știți să dea cu fond fata, vină cu acea. Întins lavabila. Ce dracu. E groaznic ce se întâmplă. Dar femeile, băi, mi se pare foarte mișto chestia asta cu machiajul. Îmi plac femeile care, m-am machiat să arăt mai natural. Ok, te încuială de la mama natură. Înțeleg. Dar mi se pare, uite, avem în sală femei care sunt în secta aia Avon. Știți secta Avon? Vin la voi, l-ai găsit pe Rimmel. Bine, voi nu mai, voi acum ați trecut pe firma de fița. Băi, acum Oriflame. Ah, bio, vă dați cu avocado pe față, nu știu. Dar a existat un moment și în viața voastră și probabil aveți în anturaj prietena aia săracă care și-a broșura de la Avon să freacă pe gât. Ah, mi-a luat parfum, ești proastă, ai o broșură. E săracă. Dar mi se pare fenomenal că Avon a inventat, eu așa știu că Avon a inventat pagina cu miros. Păi, stinge, și mi-aș fi dorit și alte publicații să fac chestia, să iei Playboy. Ia uite, mă, negresă. Uite, mă, brânză. Asta e urdă, e Nelly Kent. Nelly Kent, cineva știe valori naționale. Bravo. Și revenind la femele, satisfaceți-vă sexual femele. Și ce vreau să spun este că vreau să ridice mâna din sală bărbații care nu dau limbi, care nu prestează cunilingus. Eu acum exemplific mâna ridicată. Să înțeleg că toți bărbații din sala asta prestează cu limba? Alea nu-s râsete de femeie felată. Da? Toate buzele de aici sunt satisfăcute conform? Iubiți-vă femelele. Este mega important. Dați limbi. Știu că sunt bărbați, George. Nu dau limbi. Eu nu dau limbi. De ce? Pentru că pizda pute. În primul rând, dacă pizda pute, problema e ta că faci alegeri proaste. Eu nu știu ce dracu pizdă mai pute în ziua de azi. Serios. În ziua de azi există tot felul de creme, săpunuri, șervețele pentru zona intimă, pentru femei. În ziua de azi, șanse foarte mari dacă bagi botul între picioarele unei femei să miroasă a caise. Te simți ca la bunica în spatele casei. Era mai ciudat că spuneam că te simți ca la bunica. Dar în stand-up trebuie să știi cât să minți. Dar sunt bărbați. Eu am descoperit că sunt două categorii de bărbați. Sunt bărbați care nu dau limbi și o să revin la un pic mai. Deci bărbați care dau limbi, dar să dai limbi de mai multe feluri, bine sau prost. Dar să dai limbi prost e deși mai multe feluri. E un întreg arbore aici, o să vă trimit pe PPT-ul. Există prima categorie de lingăi proști, stea care au acest efect vomitiv la vagin. Adică se apropie de vagin și... Că le aduce aminte ceva primordial, nu știu, gura mamii, habar n-am. Lamium purpureum. Da, și aia așa... Mai e a doua categorie de bărbați, sunt aia care când dau limb, habar n-au ce fac, bagă botul și... Mai dau și cu capul. Scuza lor e, draga mea, fac alfabetul arab. Da, și dracu, nu știi și pe ăla în română. Am vrut că ai inventat araba. Și a treia categorie de lingăi proști mi-a fost adusă la cunoștință la un spectacol de stand-up. Mi-a spus o domnișoară din sală, George, există și ciorbarii. Aparent mai știi. Pentru cine nu știe, un ciorbar este un bărbat care dă limb la etajul 10 al unui bloc și te sună la de la parter să spună că l-a inundat și nu e de la țevi și nici de la ea. E exces de salivă.
O scuipi. Oprește-te. Sunt copii în Africa care n-au ce să... Da, știu. Și bineînțeles că există și bărbați care dau limbine, ca mine, de-aia am făcut o facultate. Am făcut Hyperion. Pentru cine știe. Eu nu mă oferez, mie îmi place să dau limbi. Eu dau limbi până fac gemotoc de blană. Poate unii dintre voi v-ați uitat până acum la spectacol ce mustață interesant are. Nu-i părul meu? Nu. Și nici nu stă așa de la gel. Da, da. Nu, mie chiar îmi place să fac. Eu stau așa de mult în pizda prietenii mele încât m-am scos de la întreținere. Ceea ce e bine, 50 de lei, 50 de lei. Da, mă. E interesant, asta e. Vreau să vă zic, face sex. Vreau în seara asta când ajungeți acasă și draga mea vreau să te fut după bune, adică să vină bune. Sunt și un pic optimist. Da. Și asta, vreau să mă mai întreb o chestie. Doamnelor, domnișoare, nu vi se pare că bărbații care înșală sunt proști? Să aplaude cine crede că bărbații care înșală sunt proști. Așa e. Așa este. Așa este. Bărbații care înșală sunt proști, pentru că nu știu să se ascundă. Nu știu dacă ați... Când ești într-o relație și nu-ți înșel partenera, ai mintea limpede. Te întreabă, George, unde te duci? Și într-o fracțiune de secundă răspund, mă, să beau o bere, mă duc prieteni, jucăm un FIFA, nu am... N-ai niciun stres. Când o înșel, se pune un pitic pe creier. George, unde te duci? George, unde te duci? Stai să mă gândesc! Mă bruschezi! Mă duc să duc gunoiul la costum? Știi, și ghena e o gaură, merită respectată. Da. Nu vreau să vă mai vorbesc despre femeie, o să vorbesc despre mama. Mama, o femeie extraordinară. O femeie extraordinară, dar a fost un pic cam dură cu mine. De exemplu, mama când eram copil nu m-a lăsat să beau cola sau Pepsi. Pe voi vă lăsau părinții să beți cola sau Pepsi când erați mici? Nu, no, da, bea. Da, bea, că na, ești rebel. Bea cola, bea cox. Nu știu ce l-ai băgat în venă, dar oricum treci peste. Mama avea mereu chestia asta, George, nu bea cola. George, de la cola o să faci diabet sau nu bea Pepsi, nu o să dormi noaptea. Și la un moment dat a gândit o scuză supremă. George, nu mai bea cola. Cu cola se spală motoarele. Aparent sunt șoferi care la mașină spală motorul cu cola și atunci am zis, mama, nu mai bea apă. Cu apa se spală pula. Și atunci mama e alcoolică. Dar o femeie extraordinară. Mai țineți minte sandwich-urile cu șnițele? Eu n-am mai mâncat sandwich cu șnițele de când eram copil. Maica mea avea chestia asta, îmi făcea sandwich cu șniță la orice. Era în clasa întâia, mergeam în vacanță, sandwich cu șniță. După aia mergeam la vreo petrece, sandwich. După aia mă duceam la futai, sandwich cu șniță. Ceea ce e foarte convenabil, că ești acolo, vrei? E cu brânză? Nu, că am destul. Ah, ok. Da, stai că-mi e un om extraordinar. Stai că-mi e ipohondru. Nu știu dacă știți ce sunt ipohondrii. Ipohondrii sunt aia care speriați de orice. Adică orice, dacă respira spre ei, gata, au luat sida. Da, și taică-mi e ipohondru, la un moment dat a avut impresia că are cancer și mi s-a părut foarte amuzant că am fost cu el. Nu, faptul că avea cancer. S-a părut foarte amuzant, am fost cu el la doctor, după ce și-a făcut toate analizele, s-a așezat așa tremurând pe scaun și... Domn doctor, am cancer. Domnule Bonea, n-aveți cancer. La care tata a continuat, sigur? Momentul în care mă uitam la tata, ce te aștept să zică? Te aștept să ridice și să zică, aveți trei? Dar eu sunt cel mai Catherine cosmetic. Dau cu cancer, am pulea. Da. Da, oameni buni. Și... Ați avut bunici mișto? Vreau să aplaud de cine a avut bunici mișto. La vară, dracu. Bunica mea, că de ea mi-aduc aminte că ea a trăit cel mai mult. O femeie extraordinară, a bătut de 7 ori cancerul. Până și cancerul a zis, am bapula, nu mai pot. Bunica mea chiar a fost oribilă. Adică, na. Sunt sigur că bunica mea e acum undeva în iad. Și într-o oală cu smoală și se uită la satana și zice, atât? Ăsta e jacuzzi? Serios, când bunica mi-a aflat că e pe moarte, era... Mă bucur. Da. Sunt sigur că satana e acum. Doamne, de ce eu? A fost chiar oribil. Nu, serios, chiar a fost oribil. A fost oribil din foarte multe motive, dar o să vă spun doar două dintre ele. În primul rând avea un obicei
foarte prost, punea naftalină peste tot prin casă. Serios, naftalină în șifonieră, în bombonieră, oriunde era naftalină. La un dat am intrat la ea în sufragerie, erau două moli pe canapea, fumau naftalină, erau... Tot timpul la mea covoare persane, uite! Serios. Și mai avea un obicei foarte prost, bunica mea, când îi ceream un fruct și fructul nu era curățat, făcea următorul gest. Vrei mărul ăsta? Da. Ați avut bunici ăștia cu exces de salivă? Care aveau apometru aici? Oribil. Mi-aduc aminte de bunica mea când eram copil și mă lăsau ai mei la țară la ea pentru că o să te distrezi. Și mă vedea bunica mea din capătul străzii și fugea spre mine să mă ia în braț. Bine, fugea. Am zis, măi, vină la mamaia să te pup. Și făceau țâțile. Păi mă luam în brațe cu țâțile și mă pupa. Eu așa am învățat sărul franțuzește. Groaznic. M-a enervat bunica. Asta e. Dar acum e într-un loc mai bun. Ea mereu s-a plâns că e frig. Și mă enervează și vreau să aplaud de ecologiști. Vreau să aplaud de oamenii care vor să salveze planeta. Super! Foarte frumos. Mă enervați. Voi cu avocadoul vostru de futeți tot Mexicul și cu dușurile voastre scurte? Mă enervează chestia asta, că vin la mine că oameni care zic că George, fă dușul de 5 minute. Am pula mea, țiria care piscină! Să-și pula, Mercurea TB-ul, spune lui Țiriac să renunțe la 500 de mașini. Dar n-aveți tupeu, vă luați de noi, ne anxietați pe ăștia săraci. Eu cred că ecologiștii sunt plătiți de bogați să ne facă pe noi ăștia săraci, să ne simțim de căcat, ca să salvăm resurse, să stea bogați în lux. Mulțumesc. Exact, Soros, va plăti Soros. De asta zic. Vine ecologia, vai George, urși polari mor pentru că se topește calota glaciar. Urși polari mor pentru că beau Coca-Cola. Beau cola, îi lovește tirul, sărbătorile vin, Fiți serioși. Da. Și asta se întâmplă, asta e realitate. Vreau să vă întreb o chestie, vreau să fac un scurt sondaj de opinie. Vreau să aplaud din sală oamenii care cred că foarte mulți politicieni din România sunt corupți. Avem și o mică filială PSD în centru. Vreau să aplaud de... Lasă-mă, nu mai râde, că ești la guvernare. Vreau să aplaud de cine crede că foarte mulți români sunt needucați. Vreau să aplaud de cine crede că economia națională se duce dracu. Și acum o altă întrebare foarte importantă. Vreau să aplaud de cine crede că de vină pentru tot căcatul în România sunt homosexualii. Râdeți voi, dar de obicei se găsește unul. Întotdeauna se găsește unul. Da! Eu de-aia n-am loc de muncă. Mihai, lasă-mă. Dăm drumul. V-ați dat seama că nu sunt homofob, de-aia am mustață, dar eu știu că undeva în subconștient femeile urăsc homosexualii, că se îmbracă mai bine ca voi. Ei știu să asorteze paetele. Îmi place că în fiecare an e parada gay. În fiecare an e parada gay, se duc unii să arunce pietre în homosexual, ca așa îi creștinește. Serios, citiți Biblia. Ce dracu aștepta? Serialul pe Netflix? Citiți Biblia. Există? Ok. Îmi place că se ducă ăștia și aruncă cu pietre în homosexual. Spuneam de Biblie. Serios, să ridice mâna cine e creștin ortodox. Sau catolic. Sau cine e creștin. Hai bă, că nu cred. Cine e ateu? Să aplaud de cine e ateu. Mamă, suntem patru. Nu mă înțelegeți greșit. N-am nimic cu religia voastră. Sunt fericit că toți cotizăm la Catedrala Mântuirii Neamului. Dă-le dracu de spitale. Știți cum trece gonorea cu moaște. Dar... Mie îmi place Biblia, imediat după Harry Potter, e a doua carte de povești preferată. Și dacă pot să vă fac o recomandare, îmi place foarte mult în Biblie pasajul când Avram îl scoate pe fiul la grătar și fiul întreabă, tati, ce mâncăm? Și el spune, puiule. Și mai îmi place foarte mult povestea Sodomei și a Gomorei. Știți povestea Sodomei și a Gomorei? Că de acolo vine și verbul a sodomiza și a gomoriza, A sodomiza, a lua un bărbat și a-l fute în cur, a gomoriza, a lua un bărbat și a nu-i face nimic, că nu există verbul ăsta. Dar îmi place foarte mult la Sodoma și Gomora că avem povestea lui Lot, care Lot nu locuia în Sodoma, dar a contactat un agent imobiliar că avea copii, vrea să schimbe cartierul și la un dat agentul i-a zis, am găsit o casă foarte drăguță, aveți parc aproape, aveți autobuz, drumul taberei, nu, ok, că nu avem metrou. Și...
Și Lot s-a mutat cu familia în Sodoma, pentru că, de ce nu, un oraș în care toată lumea se fute în cur, ce poate să fie rău. Și la un moment dat, Dumnezeu a zis, ba, picioarele, toată lumea se fute, am să distrug acest oraș, că așa e Dumnezeu, se supără pe ce a creat. Și a trimis un înger să vorbească cu Lot și vreau să vă fac o scurtă paranteză. Știți că se spune despre români că sunt foarte ospitalieri? Credeți în faptul că românii sunt ospitalieri? Da. Nu sunt. Niciun român nu este ospitalier precum Lot, la care a venit un înger acasă, au venit sătenii la ușă și au zis, dă-ne îngerul să ți-l futem. Și Lot a ieșit și a zis, nu, luați-mi fetele. Bag mâna în foc că nu v-ați niciodată în vacanță pe undeva până Odorheiu secuiesc. Și a zis ăla, ia mă și fute niște fete de la mine de aici. Na, nu avem ospitalitatea asta. Și a venit îngerul acasă și Lot, i-a spus lui Lot să fugi din cetate, că Dumnezeu s-a supărat și o să dea cu fum și cu foc să distrugă cetatea, că așa e Dumnezeu, e un pic mai flamboyant. Da, nu vi se pare că Dumnezeu în Biblie caută un pic să atragă atenția când distruge chestii? Adică le-a făcut într-o fracțiune de secundă, dar când le distruge, uuuu, dă cu broaște! Mie mi se pare că Dumnezeu când a fost mic n-a primit atenție de la părinții lui, serios. E genul ăla de copil care n-a primit atenție și la bătrânețe face toate căcaturile. Și partea interesantă este că i-au spus îngerii lui Lot, când fugi din cetate să nu te uiți în spate, că te transformi în stană de sare. Și el când alerga cu nevastă s-a uitat la ea și a zis, auzi, dar tu n-aveai o geantă? Aolea, bataș. Da? Creștinește. Și revenind la gay, mi se pare foarte drăguț că e parada gay în fiecare an. Și se duc la final reporterițele și întreabă pe ea care urăsc homosexuali. Urăsc homosexuali, da! Și cum luptați împotriva homosexualității? Le dăm muie! Dar e în pula mea să se lase. Pentru unii homosexualitatea trece cui pe cui. Da, da. Și, da, e... Știți ce aș face eu dacă aș avea posibilități? Aș face târgul de carte Gay de Anus. Un târg de carte cu cărți despre naziști gay. Da, pentru că există. Asta e realitatea. Da, măi. Sau, știți ce n-am găsit niciodată? Un magician gay. Există magician gay? Gen, și acum o să scot un porumbel. Și ia, uite, e șarfa. Mi s-ar părea drăguț. Da. Eu sunt ateu, după cum probabil v-ați dat seama. Care erau șansele? Și eu nu prea cred nici în Iisus așa cum a fost el portretizat. Voi credeți în Iisus așa că a mers pe apă? Eu nu cred. Stai și la un moment dat și m-am gândit, băi, dacă Iisus a făcut toate aceste minuni, cum dracu de nu s-au dat mai departe? Adică a trebuit să treacă 100-200 de ani până să scrie cărțile alea ca lumea să afle că un băiat a mers pe apă. Serios, azi un băiat linge un cactus și știe jumătate planetă. Du-te în pula mea. Dai mai departe informația. Dar eu cred că Dumnezeu a fost un pic exclusivist. Adică era acolo pe dealul unde predica sau sala palatului, nu știu. Și era doar cu evrei. E toată lumea numai evrei aici? Da, da, da. Vreun roman? Nu, nu, nu. Romanus aicius? Că trebuie să le arunci și de-astea. Și acum o să mulțesc pâinile. Pac! Dar să nu mai ziceți la nimeni, scrieți peste 200 de ani despre asta. Hai să fim serioși. Nu e amuzant, e așa. Asta e religia. Da. Și stai să... Băi, probabil v-ați dat seama că eu nu trăiesc din stand-up. Nu, George, 3,80 lei. Na, eu am alt loc de muncă. Lucrez în publicitate acum. E un domeniu foarte interesant. Este, da, practic eu ajut firme să vă conving să cumpărați anumiți detergenți sau ciocolată sau să fiți triși pentru că nu vă epilați. Asta este rolul meu. Și am descoperit o chestie, eu n-am lucrat încă pe așa ceva, dar am o întrebare pentru doamne și domnișoare. Voi când mergeți la duș, vă drogați? Pentru că m-am uitat la reclame, la șampoane și creme de duș, toate astea, am impresia că toate când vă dușați, și vă jucați cu balona și... Intra peste gagica mea la duș la un dat, sperând să văd asta, ieși pula! Scuze, am venit să-mi iau rimelul. Da. Eu când am început cu stand-up am fost animator la petreceri pentru copii. E mega ok, serios, te îmbraci în Scooby-Doo, le arăți coada, îți pui o cutie și le arăți șarpele, e mega ok. Se pupă cu faptul că eu până la 14 ani am vrut să fiu preot. Chiar aveam chestia, aveam să fiu preot, serios, o aveam în mine, eram băiat de altar. Și
simțeam firul, cum s-ar zice. Și era cam același lucru, adică ce făceam pentru copii, mergea și la preoți, puneai o sutană, le arătai șarpele biblic, tot un drac. Da. Și a fost frumos. Dar vreau să vorbesc un pic despre copii acum. Știu că toate generațiile au chestia asta, că vorbim despre copii care vin după noi că sunt mai proști. A, copiii de azi sunt mai proști, copiii de azi, o să zic că despre ceilalți sunt mai proști. Dă-mi impresia că îi prostim noi. Și am marea impresie că noi ne batem joc de generația care vine după noi. Mai, când erați mici, mâncați o Kinder? Da, da. Și acum. Și acum, da, maturizarea vine la 52 de ani la bărbați. Dar, când eram mici, mâncam o Kinder. Mai țineți minte jucăriile din nou Kinder când eram copii? Că erau zeci de piese, erau mașinuți, erau vaporașele, asamblai, te jucai cu ele de o săptămână, că pe atunci se punea problema că le înghiși și mor, oricum părinții făceau alții, dar în ziua de azi, dacă cumpărați un nou Kinder, o să vedeți că vine cu maxim două piese, un cap de leu, un corp de leu, le asamblezi, le-ai, e un leu, e o girafă, e un leu, nu, e girafă, am văzut-o pe tabletă, am unit bomboane. Și asta mi s-a părut foarte interesant la un dat, că am aflat care este sloganul Kinder. Sloganul Kinder e cam așa, un copil fericit astăzi este un adult mai bun mâine. Ceea ce e foarte drăguț și foarte... Dar voi vă gândiți ce copilărie a avut Hitler? Imaginez pe Hitler, era maică-sa în sufragerie, în bucătărie, fumaia. Hitler! Hai, Hitler! Lasă dracu pictatul, ți-am zis că o să ajungi un ratat. Și a venit Hitler și ce s-a întâmplat, mami? Ce caută soldăței tăi lângă vodka lui tactul din congelator? Finoți. Uite, Hitler, dacă erai băiat cu minte, aveam pentru tine un nou Kinder, pentru că n-ai fost cu minte, o să-l dau vecinului nostru, Ițic. De acolo a început tot. Ia știți cum sunt copiii, erau toți pe stradă, Hitler n-are ouă. Hitler are gaze. Și-a ținut minte. O întrebare, ați sărbătorit? Cine nu a sărbătorit Valentine's Day? Bravo, bravo, bravo. A, uite, zgârciți pizdii. Sau singur după caz. De ce nu ați sărbătorit Valentine's Day? N-am avut cu cine. N-ai avut cu cine, ok. La banul, o scuză. Ceilalți, de ce nu ați sărbătorit Valentine's Day? Am toată zi, ok. Foarte ciudat. De ce n-ați trăit anul 2019? Am dormit, nu știu ce. De obicei, când întreb oamenii de ce nu sărbătoriți Valentine's Day, mi se aruncă chestia asta. Noi sărbătorim dragobetele. Avem oameni în sală care sărbătoresc dragobetele? Vă doare în cur. Voi vă urâți. Sunt români care sărbătoresc dragobetele. Eu sărbătoresc dragobetele pentru că dragobetele este o sărbătoare românească. Dragobetele e o sărbătoare bulgărească. Noi nu sărbătorim Valentine's Day, este o sărbătoare inventată. Spre deosebire de celelalte... Serios? No, românii sunt foarte, foarte tradiționali la care noi avem sărbători la care ținem. Serios, avem boboteaza. Cum dracu să nu-ți placă boboteaza? Te arunci într-un lac înghețat, ești cu o cruce mână, i-o dai iubitei. O să câștigăm la loto. Da, nu mai futem până în septembrie. Serios? Bătaia de la Ruginoasa. E bună. Cum dracu să nu-ți placă o tradiție în care două sate se bat proști între ei să stabilească care fute satul vecin un an de zile? E super! Nu o sărbătorim noi. Și mi s-a spus că astăzi, 9 martie, este sărbătoarea bărbaților. Este ziua bărbaților. Noi. Doar pentru că putem să bem 44 de pahare ca alcoolici, nu e o sărbătoare bărbătească. Și ce este foarte interesant, nu știu că știți, de unde vine chestia cu măcenicii sau mucenicii. Știu, este o poveste foarte drăguță. Se spune că exista o legiune romană și în acea legiune romană erau 40 sau 44 de romani care erau creștini ortodoxi. Sau creștini. Nu știm de pe atunci cum erau dacii ortodoxi, habar n-am. E o poveste. Și la un dat liderul legiunii sau head of legiune, cum era pe vremea aia, management of department of marketing from Rome, a zis, dacă nu treceți la păgânism sau cum îi spuneau ei, religie, a noastră, o să vă aruncăm într-un lac înghețat. Și ăștia au zis, nu, că băiatul ăla a mulțit pâinile și asta e cool. Și atunci ăsta i-a aruncat într-un lac înghețat, undeva prin Macedonia de astăzi, și Dumnezeu a încălzit apa lacului. Și soldații n-au mai murit. Și atunci liderul roman a zis, vă arunc la lei. Și atunci Dumnezeu a făcut o minune și leii au fost sătui. Și te-ai așteptat după două minuni atât de mari, liderul roman să zică, ok, cred că am înțeles. Dar nu, hai să le tăiem în capul.
Și Dumnezeu n-a mai făcut nimic. Dați-vă în pula mea. Serios, ajunge. Ajunge. Totuși două minuni. Dracu, o să inventezi și bloganul cu aer condiționat, dar ce mai vreți? Da, măi. Și am câteva dileme de-astea existențiale, precum minunile. S-a întâmplat vreodată să vă treziți dimineața să spuneți, băi, m-am trezit prost. Da, te trezești cum ești. Eu azi m-am trezit un pic amuzant. Și am o întrebare la care nimeni nu mi-a răspuns niciodată până acum. Dacă ești lacto-intolerant, poți să faci cunilingus? Mai ales dacă e de țară. Întreb, îți pui întrebări. Dacă icoana lui Arsenie Boca plânge mir, se cacă tămâie? Te întreb chestii. Asta este realitatea. Știți de ce nu o să avem niciodată un șofer român în Formula 1? Pentru că la jumătatea cursei o să pună pe avarii să-și iau șaurmă. Și mi-am dat seama, am descoperit definiția finală a stereotipului despre femei și bărbați la volan. Mi-am dat seama cam care este diferența primordială între cum conduc femeile și cum conduc bărbați. Femeile conduc sigur. Statistic vorbim, femeile fac cele mai puține accidente grave, dar fac tamponări ușoare că dă o dracu de bară. Femeile au acest stil foarte sigur de a conduce. Și trag volanul în piept pentru că e acea lipsă de tată, acea lipsă de contact pe care n-ai avut-o în copilărie și trage aici ca să ții contactul. Femeile nu văd vârful mașinii, de-aia când parchează se uită mereu. Unde dracu se termină? Mai coboară să mai uită, atâta e un smart. Dar bărbații sunt cei mai de rahat la volan. Și lumea nu înțelege chestia. Bărbații când conduc, femeile când conduc, de-aia se uită doar în față. Femeia când pleacă de acasă știe că trebuie să ajungă din punctul A în punctul B. Atât. Bărbații când pleacă de acasă știu că trebuie să ajungă primii. Eu ajung primul. Când te urci în mașină ca bărbat și dai drumul la Waze și Waze-ul spune vei ajunge în 15 minute. Suși pula, fac 13. Eu merg la timp. De-aia mergem pe interzis, conducem ca isterici. Când coborând în mașină, suntem primul. Doar eu am ajuns la destinație. Și ăștia sunt șoferii de Tico. Aia de BMW nici nu s-a urcat în mașină și sunt primii. Asta e realitatea. Suntem o specie de mascul proști. Și vreau să vă las cu o chestie în încheiere, un subiect foarte interesant, zic eu, asta este. Am vorbit foarte mult despre noi ca popor și vreau să am ajuns la o concluzie. Să aplaudați dacă sunteți de acord cu mine vis-a-vis de următoarea afirmație. Alcoolul ne tâmpește ca nație. Mă bucur că avem și pocăiți. Eu beau alcool, m-ați văzut, beau alcool, dar știu sigur că românii n-au măsură la alcool. Adică dacă la noi ar băga legea aia ca în Germania să bei un păhărel, când te-ar opri poliția, îi spune, a băut un păhărel? Dar nevastă mea ține flori în paharul meu de șaturi, adică e nebună. N-avem măsură la alcool. N-avem. De-aia românii sunt cei mai vechi bețivi. Serios, nu știu dacă vă aduceți aminte, mai țineți minte când Iisus a transformat apa în vin la nunta din Cana Galilei? Nu știți că nu erați de față. Dar când Iisus a transformat apa în vin, erau toți de la nunta aia. Vai, Iisus, ce minune, incredibil, nu ne vine să credem. La capătul mesei un român a zis, doar 2 litri. Și e și demisec. Sigur era din vas. Da, mă, stai liniștit că beau și ea din Olt. Sau de unde o-i fi tu, ești tot un bețiv taci. Românii beau de mult. Cât de bea? Serios, voi credeți că burebista a ars viile de prost? Le-a ars că n-aveai cu cine să te înțelegi. Erau toți daci, erau praf, vin romanii, mă luați de columnă, mă lingeți la Coloseum. Că erau sălbatici, cu toate că au inventat Wi-Fi-ul. Asta zic, erau tâmpiți. Da, cât de beat să fii ca popor, să stai pe malul Dunării, să zici, vin romanii. Și-au făcut pod. Ce bine ajungem mai repede de la bulgari să ne luăm plasmă. Asta e realitatea. Mai țineți minte scrisoarea a treia? Tu ești Mircea, da împărate, epula. Tu ești Mircea! Abar n-am. M-am bătat aseară. Vlad Țepeș, un mare luptător. Serios, dar trebuie să ai mari probleme cu alcool ca fetii și tot să fie să bagi un băț în cur la oameni. Serios? Era genul de bărbat care nu voia să faci sex pe la spate, că ăsta când greșea gaura o greșea la sânge. Acum vorbește în turcă să nu mă simt vinovat. Hagi.
Da. Dar ce mi se pare foarte drăguț este că Vlad Țepeș a avut un frate care a domnit și el pentru o scurtă perioadă în Țara Românească, s-a numit Radu cel Frumos. De ce s-a numit Radu cel Frumos? Este pentru că era un fel de Cătălin Botezatul al vremurilor. Adică Radu cel Frumos, când se uita la oștenii lui, era: cine dracu v-a îmbrăcat? Arătați oribil și acum să intre cavaleria în funcția. Deci, da. Și a mai fost o chestie interesantă. Vlad Țepeș a avut un nepot care a domnit în Țara Românească, s-a numit Vlad Înnecatul. Foarte bună întrebare, cum a murit Vlad Înnecatul. Vlad Înnecatul s-a îmbătat în centrul vechi din București, s-a urcat pe cal. I-au zis: măi, ia ta, nu te urca pe cal, ești beat, toată timpul la mea a condus Băsescu, beat, nu pot eu. Hai, Logan! Și a căzut în Dâmbovița, s-a necat la mal. Hei, istoria românilor! Vlad, Ștefan cel Mare, un mare luptător, dar o proastă strategie din cauza alcoolului. Mai țineți minte ce făcea? Câștiga o bătălie, făcea o mănăstire, câștiga... Fă-mi pula mea un zid! Sau fă mănăstire lângă mănăstire, și marele zid mănăstiresc, îl vezi din ceruri. Că noi râdem de chinezi că au pula mică, dar au fost oameni deștepți, au făcut marele zid chinezesc, n-au făcut dragonul roșu din punct în punct. Îți dai dracu, mor la cumpărături până ajung la Hong Kong. Fost deștepți. Apropo de țări străine, ați fost vreodată în dragonul roșu? Este uriaș. Am fost la un dat în dragonul roșu și este atât de mare încât am auzit chinezi vorbind românește cu accent unguresc. Ați vorbit vreodată cu un chinez? Ați cunoscut vreodată chinezi? Da. Dar imediat ce sunt aduși în țară când sunt asamblați. Băi, deci este foarte tare când sunt aduși în țară și sunt asamblați și e chinez 2.0. Ei când vin în țară învață doar 3 cuvinte în limba română: dețelei și anglo. M-am dus la o doamnă la dragomea, sărmă, cât costă tenești ăștia? Dețelei, 9,50 lei. Dețelei, 9 lei. Dețelei, o pulă, anglo? Am luat. Și revenind la alcool, băi, până și Mihai Viteazu a spus: român, nu vă pierdeți capul. Asta este adevărul. Dar mi se pare foarte interesant la Ștefan. Mai țineți minte poezia Moma lui Ștefan cel Mare? Scrisă de Brâncoveanu. Și e foarte drăguț că mult timp am crezut că este un adevăr istoric și că Ștefan cel Mare a luat bătaie, s-a dus și măsărea. Nu, du-te, este lup și aia, că-s cu poștașul. Și, na. S-a dovedit istoric că măsa era moartă de 11 ani înainte să se întâmple bătălia. Voi vă dați seama ce trip a avut Ștefan cel Mare? S-a dus, era beat, după ce își luase bătaie de la turci, s-a oprit acolo, nu mai intra cheia în castel. După aia s-a întors: a zis mama să ne bate, măta-i moarte, taci! Și aia s-a speriat: pula mea, hai să-i omorâm pe ăștia, că ăsta-i tâmpit, vorbește cu măsa. Da, asta este. Ați băut vreodată bere timișoreană? Da. Îmi cer scuze, unii sunt peperoni și... pentru cei care au băut bere timișoreană, v-ați uitat vreodată pe eticheta berii timișoreană? Ești prost, berea se bea. Cu toate că în 10 ani am impresia că vor ieși copii de la BAC și o să zic: mamă, la engleză mi-a picat Heineken, să mă apă. Nu știu unde era capa. Dacă vă uitați pe eticheta berii timișoreană, o să vedeți o chestie mega interesantă. Scrie în felul următor: în secolul 17, Eugen de Savoia i-a dat afară pe turci din cetatea Timișoare. Ce a construit Eugen de Savoia după? Prima fabrică de bere. E logic, erau toți bătuți, plini de sânge. Ce face măria ta, ziduri, ești prost, bere? Da, oameni frumoși, și în încheiere vreau să vă las cu un gând. Am vorbit despre copii, am vorbit despre istorie și mă gândeam că... Am vaga impresie că nu dă râd la mine. Mă gândeam că vreau să fac un copil sau poate vreo 7. Mai mulți bani de alocație. Beau din zi până noapte. Mă gândeam să-i nască la stat. Stafilococis minciună. De se naște cu o boală, mama-i de vină. Să-i crezi vegani, să nu-i vaccinez. Am văzut eu la vedete, mi-a zis Olivia Ster. Să-i bat de să-i zvânt, că-i ruptă din rai. Traumatizare, nu știi dacă n-ai. Să nu mă joc cu ei. Na. Le cumpăr tabletă, să se uite la TV, să-mi recunoască orice chip de vedetă. Nu-i dau la sport, no, ne plimbăm prin mall. Mănâncă la Mac de când s-a născut, nu-i obez, e bine crescut.
să mă vadă fumând, să le dau de băut. Ce? Îi imunizez, îi călesc pentru viață oricum. Să-mi bat și soția de față cu ei. O relație are problemele ei. Da, da. Să nu le vorbesc despre sex, dar să-i bat dacă îl fac. E fată, e gravidă, din casă a plecat. Dacă e băiat, e ok că e golan. Așa sunt băieții. Dar dacă e gay, e groaznic de tot. Îl bat până îi place pizda la loc. Pe mine să nu mă facă de râs, să mă arate lumea cu deștul pe stradă, că îi bade să cacă. Se revoltă din al meu popor, eu i-am făcut, eu îi omor. Dar na. Eu vreau să fie golan. Hai copile, dă și tu din coate, ești prost, nu vezi că se poate? Dar să fii credincios, să te rogi, să te închin, ca popa, să ai și tu un BMW ceva fin. Da, nu, o să aibă de toate. Vilă, casă, mașină, femeie, telefoane și haine de firmă. E ecologist, conduce un diesel. Îi place la munte, are case pe piscuri. Da, o să aibă de toate. E din gena mea, frumos și deștept. Seamănă cu tati. E prost, e de la mami. Da. Și dacă o fi, să n-aibă nimic, nici casă, nici vilă, nici super mașină, e mereu vina lor. Țigan, gay și unguri, masoni și evrei, englezi, americani, britanici, nemți și iar gay. Că de-aia n-am avut nicio șanse, meritam de toate, pământuri întinse. Dar așa sunt unii, pus să dezbine. Lasă, are Dumnezeu grijă de mine. E, mereu și mereu vina-i la alții. Sunt o persoană plea glorioasă. Poem despre oameni cu pretenții și pete. Vă pup, trebuie să plec, începe un show cu vedete. Apropo, a fost gratis show-ul. Vă mulțumesc frumos. Na, pentru autografe aveți cartonul. Seară frumoasă. Ca orice comediant care își dă seama că la final n-a zis tot,
Mai aveam de zis despre orgasmul femeilor. Și aici e partea foarte interesantă că aveam de spus despre cum ar trebui să le satisfaci. Dar n-am zis asta pentru că am uitat. Și aveam o bucată foarte interesantă despre spioni și cum își puneau ei foițe de ceapă pe penis. Dana, poți să facem un special de 5 minute să zic și glumele astea? Ce se face acum dacă toți stăm aici? Da. Da, mă, era chestia asta că... Hai că vă zic vouă. Era chestia asta că am citit la un moment dat într-o carte că ăștia își puneau spionii, își puneau foițe de ceapă pe penis, știi? Și că atunci când făceau sex cu vreo tipă pe care voiau să o omoare, făceau sex, își puneau foița de ceapă și asta în timp făcea, cum îi zice, infecție. Îmi scapă. Făcea salată. Nu, făceam și infecție, îmi scapă denumirea. Și am stat și m-am gândit, bă, cum dracu au descoperit că foița de ceapă e aia care îi omoară? Adică a avut un fel de șef scărlătesc al pulii? Adică era unul care s-a dus la școala de spion și a zis, și acum încercăm cu usturoi. Punem și un pic de oregano și vedem ce le omoară. Imaginam că era ca la Masterchef. Și ce ai pus acolo? Păi am pus un pic de sare, să vină scărlătescu să atingă un pic. Nu, astea doar le leșină un pic. Da, asta mi se părea foarte... Da, n-am mai zis-o. Cam uitat. Și mai aveam bucata aia cu orgasmul, că mi se pare că noi ca generație nu ne dăm seama cum mai arată orgasmul femeii, știi? Efectiv, nu ne mai dăm seama. Pentru că trăim în lumea asta atât de Instagram, fashion, nu știu ce, și la noi tot trebuie să fie frumos. Și când faci sex cu o femeie, bărbații își imaginează că orgasmul femeii e așa, că zice, știi, ca și cum ar băși un unicorn, știi? Și mi se pare, da, iese un curcubeu. Și mi se pare foarte trist că bărbații, plus că citisem la un dat niște statistici, că bărbații, în primul rând, satisfac foarte puține femei, mega puține femei au orgasm. Și bărbații n-au idee, că ne uităm la filme porno, toți am învățat să futem din filme porno, știi? Că de-aia ajungem la nu știu ce vârstă să ne dăm seama că nu putem să o futem, să-i ținem un picior pe cap, să-i dăm pizza, să-i reparăm chiuveta. Și vreau să zic de chestia asta, știi, că nu știm cum arată orgasmul, știi? Și orgasmul adevărat la o femeie arată, băi, e efectiv distrusă. Deci arată de parcă a ieșit dracul din ea sau a intrat. Adică, orgasmul cu adevărat bun e când îți vine să-i sun părinții la finalul partidei și să zici, Doamne, de ce nu mi-a spus că are autism? Știi? Atât de bine trebuie să fie ea futută, știi? Da, na. Data viitoare, dacă. Habar n-am. Habar n-am. Gata, tati. Dacă am dat și cu motru. Să întreb de chestia aia. Probabil multe acum o să spună, vai, dar ce misoginie, George! Ce misogin nesimțit! A zis toate chestiile alea de bine despre femei, dar este un misogin nesimțit. Oricum, nu cred că misoginismul mai e problema acum în 2000. Adică e o problemă, dacă ești misogin și o bați, e o problemă, dar dacă nu o bați, ești doar un frustrat prost și care și-a pierdut virginitatea târziu. Da, eu nu cred că misoginismul mai e problema femeilor. Că maximul de ură pe care îl poate avea un bărbat pentru o femeie e să se uite la ea să zică nu te-aș fute. Bine, pe femeile doare să audă chestia asta. Că ele știu că dacă sunt nefutute, nu-și dau genele mai departe și se autosup prin pizdă și explodează. Că așa mor pizdele nefutute. Dar ce vedem noi pe cer,
Nu sunt stele moarte, sunt pizi de moarte la mii de kilometri distanță. Că asta sunt stelele de pe cer. Pizi de moarte la mii de kilometri distanță. Trebuia să-i învăț și astronomie. De asta zic, nu e, domne, că e misoginism, nu e. Bărbații atâta urăsc. Dar femeile urăsc la un cu totul alt nivel. Femeile între ele, doamne, își urăsc karma. Și o dau din chakra 7 când se văd. Și mi-am dat seama de chestia asta la cum se privesc femeile când văd una plinuță în colanți. Dacă ești puțin plinuță, dacă ai un pic de celulită, un pic de vergetură și porți colanți, ai de pula ta. Se uită toate la tine și sunt, mi-e siluță, vai, mi-e răuț, dar asta n-a văzut cum a ieșit din casă. Mai sunt bărbații care zic, pa, eu sunt curajos, am luptat în Afganistan, suși pula, poartă colanți dacă ai curaj. Asta e dovadă de curaj. Eu dai respect plinuțele în colanți. Da. Mi se pare că e dovadă de mare curaj în societatea de azi, cu toate revistele astea tâmpite și standardele astea tâmpite. Dacă ai un pic de celulită, un pic de vergetură, dacă porți colanți, ești foarte tare. Foarte tare. Da. Mie mi se pare că, oricum, cel mai bun sex pe care îl poți face e cu o plinuță. Pentru că fuți o tonă. Asta am uitat să le zic. Și acum doza de Instagram. Țâțe, cururi, țâțe, cururi, peisaje. Țâțe, cururi. Uite-mă, bă, da, astea toate de pe Instagram au probleme cu coloana și că toate au scolioză, săracele. Și toate îți transmit, uite-te la mine, uite-te, am țâțe. De ce nu observ că sunt o ființă inteligentă? Uite ce cur am. La dracu. Social media, locul unde bărbații își arată statutul pe care nu-l au și femeile stabilitatea emoțională. Da, hai, noapte bună!